Sunt două porți. Sunt două căi și sunt două destinații. O poartă îngustă și o poartă largă. O cale strâmtă strâ, și o cale largă. Există Rai și există Iad. Locurile acestea, două. Sunt cât se poate de reale. De fapt, pentru că toți oamenii își vor petrece eternitatea fie în Rai, fie în Iad, nu există nimic mai real decât Raiul și decât Iadul. Sunt lucruri cât se poate de reale, iar Scriptura vorbește des atât despre Iad cât și despre Rai. Iar noi trebuie să cunoaștem învățătura lui Dumnezeu cu privire la eternitate. Pentru că viața aceasta, fie ea cât de lungă, 80, 90, 100 de ani, este doar o fracțiune de secundă prin comparație cu adevărata viață, cea veșnică care stă să vină. Toți vom sfârși într-unul dintre aceste două locuri. Toți cei prezenți aici în, dimineața, în seara aceasta și care a fost și de dimineață, vom sfârși fie în iad, fie în rai. Ne place sau nu? Acesta este adevărul pe care Scriptura îl proclamă și pe care Domnul nostru Iisus Hristos l-a întărit în repetate rânduri. Bucuria și dorința mea este ca toți să sfârșim în rai, în prezența lui Dumnezeu. Dar în rai, în prezența lui Dumnezeu, în locul cel veșnic pe care Hristos a dus să-L pregătească pentru noi, nu putem sfârși altcumva decât în intrând pe poarta cea strâmtă și umblând pe calea cea îngustă. Pentru că, dragii mei, din punct de vedere spiritual, noi nu ne naștem neutri. Ne place să credem și suntem mințiți de multe ori că noi ne naștem neutri și când ajungem la o anumită vârstă alegem să fim buni sau alegem să fim răi. Nu, ne naștem răi. Răutatea este în noi încă de când suntem concepuți în pântecele mamelor noastre. Încă de la concepere, omul este în mod natural înclinat înspre rău. Noi nu devenim răi pe parcurs. Noi ne naștem răi. Din punct de vedere spiritual, suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Nu ne naștem pe o a treia cale și alegem noi să intrăm pe calea cea îngustă sau pe calea cea largă atunci când ajungem la o anumită vârstă. Cu toții ne naștem cu destinația iadului. Suntem vorba americanului by default îndreptați înspre iad, din fabrică. Așa ne-am născut. Din cauza păcatului originar al lui Adam și al lui Eva, din cauza naturii noastre păcătoase, suntem destinați iadului. Dacă Dumnezeu nu intervine, nimeni nu ajunge în rai. Dacă Dumnezeu nu intervine în viața voastră, în viața dumneavoastră, în viața dumneavoastră, în viața mea, nimeni nu ajunge în rai. Toți ne vom duce acolo unde ne este locul din cauza răzvrătirii și anume în iadul cel veșnic. Dar slăvit să fie Dumnezeu că a intervenit, intervine și mai, va mai interveni în viața altor oameni. Amin. Indiferent că vă nașteți în Biserica Baptistă, indiferent că veniți duminică de duminică la închinare sau chiar indiferent de faptul că lăudați pe Dumnezeu prin cântări frumoase. Dacă un om nu se naște din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Adică dacă un om nu este înnoit înăuntru său, în sufletul său, dacă nu este regenerat din punct de vedere spiritual, dacă nu este adus la viață împreună cu Hristos, se va îndrepta și va sfârși în iad. Dragii mei, omul se naște păcătos, este un adevăr pe care nu trebuie să-l uităm niciodată. Pe un copilaș micuț nu trebuie să-l înveți să facă raul. Am trei copilași. Fetița cea mai mică are un an. Este egoistă din natura ei. Când le iau în brațe pe băiețel sau pe fetița cea mare, vine să-i tragă jos, urlă, se aruncă pe jos. De ce îi țin pe ei în brațe și nu o țin pe ea? Pentru că egoismul este lipit de inima copilului, nebunia, spune Cartea Sfântă, este lipită de inima copilului, păcatul este în noi încă de când ne naștem. Nu trebuie să-l înveți să mintă, nu trebuie să-l înveți să facă răul pe un copil. Dacă îi dai pace în mod natural, va comite nelegiuirea și fără de legea. Ba din contră, trebuie să te chinui și să-l înveți să mulțumească, să ierte, să nu se răzbune, să fie altruist. Abia acolo trebuie să depui efort, să-l înveți binele. În mod natural, suntem cu toții răzvrătiți și în noi există sămânța aceasta a răzvrătirii. De aceea, Hristos trebuie să intervină prin Duhul Sfânt și să înnoiască ființele noastre din interior înspre exterior. Trebuie să aducă viață spirituală în sufletul nostru mort. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu și îl rog pe Cristi să pună pe ecran aceste versete extraordinar de frumoase din 2 Corinteni, capitolul 5, de la 17 la 21. Dumnezeu și Hristos vrea să înnoiască ființele noastre, căci dacă este cineva în Hristos, spune Pavel, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, Iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, spune Pavel, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Esența Evangheliei o vedeți și ați văzut în aceste patru versete. Noi suntem morți în greșelile și în păcatele noastre, dar Hristos a coborât, s-a încarnat, s-a întrupat ca să moară, murind în locul nostru să ne elibereze pe noi de sub plata păcatelor și vinovăția noastră și să ne dea o viață nouă. El deja a început să înnoiască lucrurile prin faptul că ne-a înnoit în interiorul nostru, prin faptul că va a înnoit pe dumneavoastră odată cu nașterea din nou, odată cu convertirea aceea supranaturală pe care unii vă aduceți aminte pentru că a fost un eveniment mai special, în dreptul altora a lucrat Dumnezeu treptat, dar dacă Dumnezeu nu lucrează, nu intervine, nu înnoiește o viață, nu aduce viață spirituală, nu naște din nou, atunci nu avem cum să ajungem în locul despre care vom vorbi și în seara aceasta, și anume în Rai. Dumnezeu deja a început să înnoiască lucrurile, dar dați-mi voie să vă spun că nu se va opri la înnoirea aceasta lăuntrică pe care a făcut-o în dreptul nostru. El va continua să facă lucruri noi, pentru că în capitolul 21 din Apocalipsa pe care l-am citit duminica trecută, sau mai exact acum două duminici, am văzut că Dumnezeu însuși declară: "Iată, eu fac toate lucrurile noi. Ne-a înnoit în untrul nostru, dar ne va înnoi și trupul nostru, pentru că ne va da un trup nou, un trup de slavă." Și privind cu nădejde înspre viitorul etern și înspre învierea trupurilor noastre va înnoi trupul nostru, dar va înnoi și pământul, pentru că raiul, ne aducem aminte de ultima dată, nu este un tărâm spiritual în care sufletele oamenilor vor pluti alandala și iuria. Nu. Raiul este un pământ nou, regenerat, înviat de către Dumnezeu, așezat într-un univers nou. Pământul nou este Raiul despre care noi vorbim și înspre care ne îndreptăm va fi un pământ nou și va fi un cer nou, adică un univers răscumpărat. Odată cu căderea omului în păcat, pământul actual și universul actual a fost deturnat, a fost dezechilibrat, a fost perturbat și vedem perturbările introduse de păcat în fiecare zi, în toate domeniile vieții noastre. Dar păcatul va fi eliminat, așa cum am auzit și la timpul de rugăciune, diavolul și cu demonii săi vor fi alungați în iadul cel veșnic și orice factor perturbator va fi anihilat în așa fel încât Dumnezeu va reabilita toate lucrurile, nu doar suflete, noastre care au fost deja reabilitate Pe acest pământ, ci și trupurile noastre Pământul întreg și Universul întreg Va renaște, Dumnezeu face Toate lucrurile noi binecuvântat Să-i fie numele. Am văzut ultima dată cum va fi raiul și am încercat într-un mod special să eliminăm acele concepții păgâne născute din filozofiile grecești care neagă materialitatea, care vorbesc despre tot felul de lucruri care nu le putem înțelege și nu le putem percepe. Nu, raiul va fi un pământ restaurat, un pământ nou, o planetă nouă în care va locui neprihănirea ca și atmosferă generală, nu va mai fi nimic stricat, nimic spurcat, niciun păcat, nicio răzvrătire față de Creator și o armonie perfectă va domni între toți locuitorii noului pământ. Va fi un pământ nou, o planetă nouă într-un univers restaurat. Cum vom fi noi însă în rai? Iată un alt aspect foarte important cu privire la care există multă confuzie și Scriptura ne dă suficiente informații ca să eliminăm confuziile și ca să eliminăm concepțiile greșite. În primul rând, așa după cum s-a spus de nenumărate ori și am afirmat și eu cu multe ocazii, noi vom locui în rai, în carne și oase, în trupuri răscumpărate, glorificate și înviate. Când vorbim de învierea trupului, noi nu vorbim de nemurirea sufletului. Conceptul grecesc păgând de nemurirea sufletului este insuficient pentru veșnicia noastră. Biblia vorbește despre învierea trupului. Dumnezeu este cel care ne va da trupuri noi, trupuri de slavă nesupuse putrezirii. Vom fi pentru eternitate tineri și fără boală, fără niciun defect, fără nicio uh, consecință nefastă a păcatului. Vom locui în carne și oase, în trupuri noi, în viață fiind de către Domnul nostru Isus Hristos. Nu știm cum vom fi, dar știm că vom fi ca El, spune Apostolul Ion, adică în viață, că El este primul rod. El a înviat cu o înviere veșnică și noi sărbătorim în fiecare an de Paște învierea Domnului Iisus Hristos. Și Scriptura ne spune, priviți la El și înțelegeți că veți fi ca El. El este primul rod, cel din tâi născut dintre cei morți. Și trebuie să luăm învățătură din textele acestea. Vom fi noi, dragii mei, nu vom fi alte persoane. Frate Cristi, vei fi în continuare, fratele Cristi Lazar, Dumnezeu îți va da un nume nou și cu siguranță o slujbă nouă acolo, dar vei fi tot tu. Frate Budurlean, vei fi tot dumneata. Și eu voi fi tot eu, vom fi noi, nu vom fi alte persoane, noi vom fi acolo. Țineți minte ce, răs ce uh, reclamă și ce uh, exclamă, de fapt, neprihănitul Iov, cel mai vechi om din Scriptură, cea mai veche carte din Biblie, cartea neprihănitului Iov. Țineți minte ce exclamă Iov? Se afla... În fața morții, nu știa că va mai trăi, pentru că nu știa că Dumnezeu mai are planuri cu el. Dar a pierdut tot, și-a pierdut copiii, și-a pierdut averile, și-a pierdut și sănătatea. Zăcea pe un morman de gunoi și se scârpina cu un cioc pentru că era foarte bolnav. Moartea era în fața lui. Nu mai avea nicio nădejde pentru viitor. Știți ce spune eu în acele momente teribile? Zice, știu că răscumpărătorul meu este viu și că îl voi vedea la sfârșit pe pământ. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Observați câtă bogăție de învățătură Iov care n-a avut niciun cuvânt din Cartea Sfântă Biblia. A știut că va exista o înviere, a știut că îl va vedea pe Dumnezeu Creatorul în persoana lui Isus Hristos față în față și a știut că va fi El însuși, nu altcineva. Ochii mei îl vor vedea, spune Iov. Ochii mei, nu ai altuia. Iată că Dumnezeu și-a descoperit prin Duhul Sfânt marilor oameni, chiar și în vremurile foarte vechi, adevărul acesta pe care noi îl prindem de multe ori foarte greu din cauza prejudecăților greșite pe care le avem cu privire la viața veșnică și cu privire la Rai. Vom fi tot noi, dragii mei. Fiecare dintre dumneavoastră veți fi tot dumneavoastră cu trupuri noi, cu perspective lărgite, cu perspective corectate, dar vom fi tot noi în Raiul cel veșnic. Ne vom aminti oare viața de pe acest pământ? Cu siguranță că da. Cum să nu-ți amintești? Ne vom aminti, pentru că dacă nu ne-am amintit, n-am mai fi noi. Amintirile fac parte din esența ființelor noastre. Sigur că ne vom aminti, numai că uh, nu ne vor mai afecta în niciun fel negativ. Ne vom aminti oare chiar și lucrurile plăcute? Iată o întrebare legitimă. Da, ne vom aminti, dar nu ne vor afecta vom înțelege acolo pe deplin că păcatele noastre au fost aruncate în marea uitării. Nu ne vor mai afecta. Acum, chiar dacă credem și chiar dacă am experimentat acea iertare a păcatelor și am gustat din darul ceresc, totuși, din când în când, ne mai urmărește rușinea. nu e așa? să fim sinceri, ne mai urmărește rușinea pentru ce am făcut în trecut. Greșelile din tinerețea noastră. Până și Pavel, Marele Apostol Pavel, când se gândea la ce a făcut înainte de convertirea de pe drumul Damascului, suferea, îl durea. Spunea, nu merit să fiu apostol, sunt ultimii dintre oameni, am persecutat, am omorât, am făcut lucruri rele, până și Pavel a fost urmărit. Ei, acolo când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu în trupuri noi, vom înțelege pe deplin faptul că toate păcatele noastre au fost iertate și aruncate în marea uitării. Nici șine, nu va mai cuprinde și nu va mai atinge ființele noastre. Acolo vom înțelege de asemenea pe deplin că traumele noastre au fost depășite și vindecate. Avem cu toții mai multe sau mai puține traume. Mai intense sau mai puțin intense. Ei, acolo vom pricepe pe deplin că Dumnezeu le-a vindecat și că Dumnezeu le-a îngăduit cu un scop. Acum nu înțelegem pe deplin. Înțelegem în parte, parțial, așa cum spune Pavel în Corinteni 13, dar acolo vom cunoaște pe deplin. Nu ne va mai afecta deloc rușinea și durerea pentru că perspectiva noastră se va modifica. Ne vom recunoaște oare unii pe alții acolo? Cu siguranță că da. Cu siguranță că da. Nu știm exact, dar putem să deducem din scriptură că învierea noastră nu va schimba, spre exemplu, radical fizionomia noastră. Ucenicii nu l-au recunoscut pe Domnul Isus Hristos cel înviat, nu pentru că arăta altfel, ci din cauza împietririi inimilor. Ei n-au putut să creadă și să accepte faptul că Isus Hristos, cel care a murit pe cruce, a fost înviat. Neputând să accepte, neputând să creadă lucrul acesta, nu l-au putut recunoaște. Aveau inima împietrită, dar nu avem niciun indiciu în Scriptură că <coughs> trupul Domnului Isus Hristos era semnificativ diferit. Nu. <coughs> Trupurile noastre, vor fi înviate și uh, noi nu vom mai fi afectați de boală și defectele noastre vor dispărea. Acolo în sfârșit o să aud și eu cu ambele urechi, că acum de 20 de ani stânga îi în plus și degeaba. Dar acolo toate efectele și uh, lucrurile nefaste cauzate de păcat vor fi eliminate. Acolo nu vom mai fi afectați sub nicio formă de consecințele păcatelor, de boli, de suferințe, de tot felul de defecte din naștere sau dobândite pe parcursul vieții. Vom fi din nou perfecti și vom fi din nou tineri. Ăsta e un alt aspect important. Dragi frați care nu mai sunteți la prima tinerețe, veți fi din nou și pentru eternitate tineri. Vom fi cu toții tineri. Acum eu sunt tânăr. Am 34 de ani și probabil cam asta e vârsta la care vom învia cu toții, și îmi veți spune de ce. Nu din cauza că am eu acum 34 de ani, ci din cauza că Mântuitorul, când a fost înviat, a avut cam tot vârsta asta, 33 de ani și jumătate. Un om este în floarea vârstei cam la vârsta aceasta de 30 de ani. Nu vom mai fi ca la 18 ani, dar vom fi ca la 30 de ani. Vom fi din nou tineri, pentru că bătrânețea și îmbătrânirea este un proces al morții care a fost introdus în lumea noastră din cauza neascultării, din cauza păcatului. Acum eu nu pot să știu cum este să fii înaintat în vârstă, dar pot să presupun că nu e ușor. Și că ai regrete și că privești cu melancolie în trecut, când erai mai tânăr. Dragi frați și surori în vârstă, veți fi din nou tineri și pentru eternitate. Nu regretați. Bucurați-vă în nădejdea aceasta. Fiți plini de speranță. Asta e promisiunea pe care Dumnezeu o face pentru noi toți. Nu dispera din cauză că a trecut viața. Trăieșteți bătrânețea cu credință și cu speranță că Dumnezeu va aduce din nou trupul tău și trupul meu și al tuturora la o stare desăvârșită. Viața aceasta, așa cum am spus la început, este doar o secundă prin comparație cu ce urmează. De aceea, noi nu ar trebui să trăim cu regrete și cu disperare. Nu. Privim înainte, trăim cu speranță și cu optimism, pentru că știm ce ne așteaptă. Doar dacă diavolul ne-a întunecat într-un fel sau altul, mintea nu știm. Dar de aceea ne adunăm și venim în fiecare duminică să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne lumineze și să ne dea speranță și putere. Ne vom recunoaște unii pe alții, dragii mei. Ba mai mult, vom recunoaște și personajele biblice, eroii din Scriptură. Vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob. Țineți minte când Petru, Iacov și Ioan au ajuns pe muntele schimbării la față și Hristos se întâlnește cu Moise și Ilie. Nu știm cum, dar Petru i-a recunoscut. Păi ce este Moise, ăla e Ilie. Hai să facem trei colibe să rămânem aici. Nu știm dacă Iisus Hristos le-a făcut cunoștință. Hai să vă arăt două personaje pe care voi le-ați citit în Vechiul Testament. Uite Moise, uite Ilie. Nu găsim așa ceva, dar știm că i-au recunoscut. Ne vom recunoaște unii pe alții și vom recunoaște și pe mari eroi ai Scripturii. Urmează acum o întrebare care este într-adevăr dificilă, dar importantă. Nu vom suferi oare acolo atunci când ne vom gândi la cei dragi ai noștri care nu vor fi împreună cu noi în rai? Este o întrebare legitimă, bună, serioasă, la care trebuie să răspundem. Nu vom suferi când ne vom gândi, spre exemplu, că ai noștri copii, probabil soțul sau soția, nu vor fi cu noi acolo? Nu vom suferi, dragii mei, pentru că acolo nu va mai fi suferință. Acolo nu vor mai fi lacrimi de suferință, acolo nu vor mai fi regrete. Nimic care să afecteze starea noastră de bucurie desăvârșită nu va mai exista acolo. Dar vreau să vă spun că momentul suferinței este acum și aici. Acum trebuie să plângem pentru cei dragi ai noștri care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Acum trebuie să postim pentru cei dragi ai noștri care nu sunt mântuiți. Acum trebuie să ne rugăm pentru ei și acum trebuie să vorbim cu ei despre Hristos și despre mântuire. Pentru că acolo nu se mai poate face nimic. Acum suferim. Și Pavel spune la un moment dat, sunt atât de întristat, încât aproape că îmi doresc să fiu eu însumi anatema, adică lepădat. De ce? Pentru neamurile mele. Pentru neamurile mele de trup, de sânge, pentru evreii care sunt neamuri cu mine, care sunt atât de încăpățânați, nu vor să creadă în Isus Hristos ca să primească viața veșnică, nu vor să se pocăiască. Suferința este acum și aici, dar acolo nu va exista. Și nu vom mai suferi. Și știți de ce nu vom mai suferi? Pentru că perspectiva noastră se va schimba în multe puncte. În primul rând, vom înțelege pe deplin faptul că nu mai există posibilitate de trecere dintr-un loc în altul. Noi știm lucrul acesta deja, pentru că Domnul nostru l-a afirmat. Ne aducem aminte pilda bogatului și a lui Lazar. Hristos spune clar. Avram, care este personificarea lui Dumnezeu acolo, declară între noi și voi, există o prăpastie pe care nu o puteți trece. Nu mai ai ce să faci. Îți rezolvi păcatele acum și aici, după ce ai murit, s-a terminat la revedere niciun preor, niciun pastor, nimeni nu te mai scapă din iadul cel veșnic. Rezolvarea păcatelor este aici pe pământ câtă vreme suntem în viață. Asta e foarte important. Să nu ne lăsăm amăgiți și înșelați de tot felul de teorii, de tot felul de învățături care vorbesc despre faptul că mai există și după moarte, vreo șansă, cineva să plătească, să jerfească, să se roage. Nu! Totul este aici și acum cu privire la rezolvarea păcatelor. Vrei să-ți rezolvi păcatele? Acum este ziua potrivită. Astăzi spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Vom înțelege pe deplin faptul că nu mai există posibilitate de trecere dintr-un loc în altul. Și atunci de ce să mai suferi? Apoi, vom înțelege pe deplin cât de mare este sfințenia lui Dumnezeu și cât de oribil este păcatul înaintea lui Dumnezeu. Noi acum nu pricepe pe deplin ne gândim la Dumnezeu, cântăm cântări frumoase, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, dar nu știm pe deplin cât este de Sfânt. Ne gândim doar, ne imaginăm, dar nu ne dăm seama. Ei, acolo vom vedea pe deplin Sfințenia Lui de Dumnezeu și vom fi uimiți peste măsură. Ba mai mult, înțelegând cât e de Sfânt Dumnezeu, vom înțelege cât de oribil este păcatul. Pentru că noi acum minimalizăm păcatul. Spunem, e o mică eroare, m-am uitat doar. N-am făcut nimic greșit. Nu, sunt alții care fac păcate mari, care dau un cap la oameni, care fură miliarde, că eu mai fur câte un pic. Nu e așa mare păcatul. Ei, când vom vedea cât e de Sfânt Dumnezeu, în realitate, că vom fi în prezența Lui uh, nemijlocită și neîntreruptă de vreun lucru sau altul, când vom ajunge să vedem cât e de Sfânt Dumnezeu, vom înțelege cât de grav este păcatul. Și atunci nu vom mai suferi. Pentru că vom spune, e just E drept, Dumnezeu este corect în toate lucrurile, binecuvântați să fie numele. Apoi, vom înțelege pe deplin faptul că mântuirea a fost oferită tuturor. Nimeni nu are nicio scuză. Cuvântul este aproape, mântuirea este aproape de fiecare om. Toți pot să fie mântuiți, dragii mei. Evanghelia este pentru toți oamenii. Oferta iertării păcatelor este înaintea fiecărui om. De aceea nimeni nu va avea scuză. Nimeni nu va putea să spună, păi eu, păi eu n-am știu știut că există, bai pentru că, într-o parte, spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă nu au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Nimeni nu va avea scuză. Toți au șansa pocăinței astăzi câtă vreme sunt în viață. Și câtă vreme există omul în viață pe acest pământ, se poate pocăi, Dumnezeu e aproape de fiecare. Numai că omul îl respinge. Omul nu-l caută. Noi avem datoria să-l căutăm din toată inima pe Creatorul nostru și faptul că nu o facem este condamnabil. Apoi vom înțelege cât de gravă ofensă a fost pentru Dumnezeu respingerea mântuirii prin Isus Hristos. Să vină Hristos din ceruri. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat întrupat pe pământ, din dragoste curată, fără să aibă vreo datorie față de noi, oameni răzvrătiți și nenorociți, să coboare el, să poarte în locul nostru suferința veșnică pentru păcatele noastre și noi să spunem, nu mă interesează, asta este o ofensă vrednică de iad. Acolo vom înțelege toate aceste lucruri și, înțelegând toate aceste lucruri, nu vom mai suferi. Deci, dragii mei, acum este momentul să postim, să plângem, să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de cei dragi noștri acolo, acolo nu vom mai plânge. Niciunul. Pentru că suferință nu va mai exista. Acum, cunoscând toate aceste lucruri și multe altele, vreau să mă opresc puțin din mesajul pe care l-am pregătit și să mă întreb pe mine și să vă întreb pe dumneavoastră cum ar trebui noi să privim moartea? Cum ar trebui noi să privim moartea? Ar trebui oare să ne înspăimânte peste măsură de mult așa cum este moartea percepută de omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? Moartea e urâtă. E urâtă din calea afară. Nu putem accepta. Parcă este un străin pentru noi. Ne doare când pleacă cei dragi ai noștri. Dar oare ar trebui moartea să ne deprime într-o asemenea măsură încât să ne pierdem mințile? Nu, dragii mei. Moartea este un portal. Moartea este o trecere din viața aceasta efemeră înspre adevărata viață. Noi acum privim înspre viața veșnică și spunem viața viitoare. Atunci când vom avea adevărata viață, vom privi în urmă și vom spune viața efemeră, primă pe care am trăit-o pe acest Pământ. Adevărata viață este dincolo. Și moartea este doar un portal pentru Copiii Domnului. Este doar o trecere. Este doar un moment pe care trebuie să-l experimentăm pentru ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Țineți minte perspectiva lui Pavel. Pentru că îmi veți spune probabil că sunt prea victorios. Nu, uitați-vă la Pavel. Pavel a spus în repetate rânduri, sunt gata să mor oricând. Abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul. Abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul. De fapt, ce spunea Pavel? Pot să mor oricând. Dacă vine Domnul acum, sunt gata, mă duc la el. Nu mă interesează, sunt cu Domnul și voi fi cu Domnul. Este o perspectivă victorioasă, dar realistă pentru Copilul Domnului. Nu ar trebui să ne înspăimânte peste măsură de mult moartea. N-ar trebui să ne uh, înfricoșeze într-o asemenea măsură încât să nu ne gândim la ea. Eu vă încurajez și v-am încurajat și vă voi încuraja. Gândiți-vă la propria dumneavoastră moarte. Ce va fi și cum voi muri. Cum voi muri. Cum mă va găsi pe mine sfârșitul. Dacă veți avea harul și binecuvântarea și probabil unii dintre noi vom avea să muriți conștienți. Gândiți-vă că sunteți înconjurați de copii, de nepoți și că în pace și liniște vă îndreptați spre Domnul. În urmă cu câteva săptămâni, aici lângă noi, în Bistrița, o femeie credincioasă a murit în felul acesta. Ne povestea fratele Marius Cruceru duminica trecută la masă în spate. O femeie care se afla pe patul de moarte. Unii probabil o cunoașteți, nu o să vă dau numele, undeva la 90 de ani, înconjurată de copii și de nepoți, își aștepta sfârșitul. Și era liniștită, era calmă, era conștientă, da, era cât se poate de conștientă și a spus, e gata. A venit. Mă duc. Și o întrebau copiii, cine a venit mamă? Cine a venit bunică? Păi uite, nu-i vedeți? Sunt acolo la ușă îngerii. Și după câteva minute, închis ochii și dus a fost. Și e cu Domnul. Și au mormântat-o și a fost o lucrare frumoasă. Dragii mei, gândiți-vă la moartea dumneavoastră personală și gândiți-vă cum o să vă prindă. Probabil unii nu vor muri în mod conștient în felul acesta. Nu știu. Să fie un accident de mașină, să fie pe un pat de spital conectat la aparate. Dar indiferent cum vine, ea vine. Indiferent cum vine, ea vine. Să fim gata. Să fim pregătiți oricând. Asta e cheia, asta e misiunea. Este scopul nostru. Să fi gata oricând. Dacă vine noaptea asta, violent sau lent, tu să fii gata. Să ne gândim la lucrul acesta și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul nostru. Să avem această perspectivă Paulină asupra morții. Sunt gata să mă duc să mă întâlnesc cu Domnul oricând. O altă întrebare sensibilă, dar importantă, pentru că avem un răspuns explicit la ea, sună în felul următor. Oare în Rai? Vom fi căsătoriți? Și Domnul nostru răspunde clar. La punctul acesta, nu. Sadukei l-au ispitit, țineți minte, Sadukei, acea grupare religioasă, elenizată, care nu credea în înviere. Și au pus un caz ipotetic, o femeie a avut un soț, soțul ei a murit, s-a căsătorit cu un alt bărbat, a murit și acel bărbat și tot așa, șapte bărbați au murit. Nu, no, acum saduchei au crezut că l-au prins pe Isus Hristos și au spus, la învierea cui soție va fi că șapte bărbați au avut. Și Hristos spune, vă rătăciți, nu cunoașteți nici Scriptura, nici puterea de Dumnezeu, căci în Rai, în Împărăția lui Dumnezeu, nici nu se vor mai căsători, nici nu se va înmărita. Nu va mai fi căsătorie și însurătoare acolo. Dar atenție, lucrul acesta nu înseamnă că noi nu ne vom recunoaște unul pe celălalt. Ba da, voi recunoaște cea care mi-a fost soție și vă veți recunoaște cel care v-a fost soț, ne vom recunoaște copiii și nepoții. Dar nu va mai fi instituția căsătoriei. Pentru că, dragii mei, instituția căsătoriei a fost proiectată și înființată de către Dumnezeu pentru această vreme, pe acest pământ, pentru că, pentru că pe ea se bazează familia. Familia se bazează pe legământul de căsătorie și, atenție, în accepțiunea Scripturii căsătoria este strâns legată de facerea de copii, de procreere. Dintr-un început până în altul, în Biblie, scriptura Dumnezeu leagă legământul de căsătorie de procreere. Sunt strâns legate. Iar acolo, în raiul lui Dumnezeu, în raiul cel veșnic, nu vom mai procrea. Am o veste bună pentru dumneavoastră, dragi surori, nu veți mai trece prin chinurile nașterii. Nu se va mai naște acolo. Vom fi altfel. Vom avea trupuri de slavă, cu mâini, cu picioare, dar anatomia va fi Puțin diferită, nu știm detalii pentru că nu ni se dau. Însă nu va mai exista această instituție a căsătoriei, care a fost adusă de Dumnezeu în existență pentru a întemeia familiile pe acest pământ și pentru a asigura procreerea și înmulțirea speciei umane. Acolo vom fi cu toții o mare familie. Vom fi cu toții o mare familie, ne vom cunoaște unii pe alții. Deci nu va mai exista căsătorie, nici procreere, dar asta nu înseamnă că nu ne vom recunoaște unii pe alții. Aici sunt foarte ispitit să vă pun o întrebare, dar să nu cumva să răspundeți ca să nu aveți probleme acasă. Vă bucurați că acolo nu veți mai fi căsătoriți? Dacă spuneți da, vă aștept la consiliere. Dacă spuneți nu, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, e important e să ajungem cu toții acolo. Că aici suntem imperfecți și Dumnezeu ne șlefuiește pe unul prin celălalt. Dar asta ne spune Biblia, acolo nu se vor mai căsători, nu se vor mai mărita, nu se vor mai însura și nu va mai fi nici naștere de copii. Deci cam asta este cu privire la cum vom fi noi în Rai. Cum în a doua parte a mesajului, a predicii, vreau să încerc să conturez pe scurt, pentru că sunt foarte multe detalii pe care le voi omite, și o să răspund la întrebarea ce vom face în Rai, ce vom face pe noul pământ, ce vom face în noul Ierusalim. Un răspuns general și cuprinzător, foarte corect, sună în felul următor. În Rai îl vom cunoaște și îl vom experimenta pentru eternitate pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Raiul este Rai numai pentru că e Dumnezeu prezent acolo și e prezent într-un mod nemijlocit. Și noi îl vom cunoaște pe Dumnezeu pentru eternitate. Asta sună oarecum plictisitor pentru dumneavoastră. Pentru că nu ne-am gândit cu atenție și n-am privit în Scriptura ca să înțelegem cât de bogat în durare și în înțelepciune este Dumnezeu. Cum îl cunoaștem pe Dumnezeu, spre exemplu, pe pământul acesta? Cum îl cunoaștem pe Dumnezeu? Păi veți spune din Scriptură și categoria Scriptura este temelia. Dacă nu, temelim, nu clădim pe Scriptură, vorbim despre un alt fel de Dumnezeu. Pentru că am auzit de multe ori expresia aceasta. Păi stai un pic, nu avem toți același Dumnezeu? Nu ne închinăm toți la același Dumnezeu? Nu se închină și musulmanii și creștinii la același Dumnezeu, nu? Categoric, nu? Depinde cum îl definim pe Dumnezeu. Nu e suficient să spui, cred că există un Dumnezeu. Tu trebuie să înțelegi cine este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul adevărat pe care îl descrie Scriptura este un Dumnezeu triunic, Tată, Fiu, Duh Sfânt. Dumnezeul musulmanilor este altceva. Pe când Dumnezeul budiștilor și al hindușilor este o forță impersonală care se confundă cu Universul. Nu are nimic de a face cu Dumnezeul Scripturii. Deci există un singur Dumnezeu, dar nu toți oamenii se închină la acest Dumnezeu, pentru că nu toți oamenii îl cunosc corect pe acest Dumnezeu. Deci noi trebuie să privim, în primul rând, în Scriptură. Dar pe Dumnezeu îl mai cunoaștem și din lucrurile pe care El le face pentru noi. Știți ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Pământul întreg, natura înconjurătoare, creația întreagă, universul întreg. Este pentru noi, dragii mei. Când Dumnezeu l-a creat pe om, pe primii oameni, i-a pus într-o grădină și le-a spus totul este pentru voi. Luați-l în stăpânire, lucrați-l, păziți-l și îngrijiți-vă de el. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. E al vostru. Pentru voi l-am creat. Și îl cunoaștem pe Dumnezeu privind în jur, la creație. Un psalm spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Natura întreagă vorbește despre Dumnezeu, despre cât este El de mare, de grandios, de înțelept, de frumos, de bun. În altă parte, tot Apostolul Pavel le spune romanilor că însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile create de El adică la natură, la pământ. Când te uiți la pământul acesta, planeta noastră, universul întreg, înțelegi cât e de mare Dumnezeu. Înțelegi că există un creator care toate le-a gândit și le-a așezat, măcar că păcatul a perturbat și a dezechilibrat universul întreg, dar Dumnezeu le-a adus la oaltă și înțelegi faptul că există un Dumnezeu. Deci din creație îl cunoaștem pe Dumnezeu și într-un mod special din mântuire. Pentru că Dumnezeu a făcut pentru noi nu doar pământul și universul întreg, ci ne-a și mântuit. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod intim, prin mântuirea pe care ne-a dat-o și ne-a făcut-o activă în dreptul nostru prin pocăință și credință prin Isus Hristos. Numai că în Rai, mântuirea noastră va fi finalizată. Procesul mântuirii se va încheia. Se va pune punct mântuirii noastre. Știți care este ultima etapă a mântuirii? Glorificarea noastră. Sunt mai multe etape în procesul acesta de mântuire, justificare, sfințire, înviere și ultimul este glorificarea. Când vom fi împreună cu Domnul Isus Hristos în raiul cel veșnic, atunci se va pune capăt și punct mântuirii noastre. Se va încheia procesul acesta al mântuirii. însă în rai, în noul pământ, în raiul cel veșnic, nu se va încheia creația lui Dumnezeu. Creația lui Dumnezeu ne va sta înainte pentru eternitate. În primul rând va fi o planetă nouă, care va avea o capitală grandioasă, Noul Ierusalim, am văzut ultima dată. Dar această planetă va avea și alte cetăți, va avea și alte metropole sau orașe, dacă îi spunem așa. Pentru că cuvântul Domnului am parcurs Evanghelia după Matei, primele 10 capitole și țineți minte ce spune Hristos, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Care e pământ? Evident că nu acesta, pentru că pământul acesta este destinat pierzării. Dar noul pământ este promis copilor lui Dumnezeu. Așa cum Adam și Eva au primit în stăpânire primul pământ și noi vom primi în stăpânire noul pământ, adică raiul. Nu doar că îl vom primi în stăpânire, dar îl vom și guverna. Am văzut în Apocalipsa, capitolul pe care l-am citit, și vor împărăți în vecii vecilor. Dragii mei, noi acolo vom guverna și vom împărăți împreună cu Domnul nostru Isus Hristos. Există o pildă în Evanghelia după Luca. Varianta lui Luca pentru pilda talanților. Varianta lui Luca pentru pilda talanților se numește pilda polilor. Și vreau să citim puțin acele versete. Luca 19, de la 15 la 19, este cuvântul lui Dumnezeu și foarte important și relevant pentru subiectul nostru de astăzi. Când s-a întors înapoi stăpânul, după ce își luase împărăția, a, pus să, a spus să cheme pe robia aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei în Cel din tâi a venit și a zis, Doamne, polul Tău a mai adus 10 poli. Și fiți atenți ce îi promite stăpânul. Bine, robun, bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primești cărmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El a zis și lui, primește și tu cărmuirea a 5 cetăți. Acum, Putem să speculăm ce ori însă fi însemnând în cetățile acestea, dar este un lucru sigur că Dumnezeu va guverna împreună cu noi și vom fi agenții Lui pentru Pământul Nou și pentru Universul Restaurat. Vom fi ambasadori ai zăi și vom fi stăpânitori împreună cu Domnul nostru Isus Hristos. Pe lângă Noul Ierusalim, pe Noul Pământ, vor, vor exista și alte cetăți, alte orașe. Mai mult de posibil ca geografia să fie semnificativ diferită pe Noul Pământ, pentru că pe pământul nostru actual există o cantitate foarte mare de apă. Două treimi din suprafața terestră, din suprafața globului, este apă. Și această apă, ține minte, este o consecință a potopului. Țineți minte că înainte de potop nu existau atât de multe ape mari. Și orice cultură, orice istorie și chiar. Toate dovezile de astăzi, am vorbit cu o altă ocazie, arată în trecut înspre faptul că a existat un cataclism mondial, un potop. Pământul a fost acoperit de apă, Dumnezeu l-a distrus prin apă și l-a scos din nou la suprafață. E foarte posibil ca pe noul Pământ apele să nu fie atât de multe și planeta să fie mult mai mare, în așa fel încât să trebuiască administrată cu înțelepciune. Dar se pune întrebarea, bine, bine, vom, vom guverna, vom conduce, dar pe cine? Pe cine vom guverna? Cine va fi sub stăpânirea noastră? Și la, la întrebarea aceasta trebuie să vă răspund că nu știu exact. Vom vedea, Dumnezeu are pregătite surprize pentru noi. El este creator, El creează, El asta face. Știm că există îngeri de diferite categorii, heruvim, arhanghel, serafim. Știm că Dumnezeu ne spune în 1 Corinteni și Pavel, le spune Corintenilor, nu știți că voi veți judeca pe îngeri. E posibil ca cei care ne slujesc acum nouă îngerii să fie în viitor și în eternitate sub cărmuirea noastră. Nu știm exact ce urmează, dar știm că vom fi administratori ai Lui Dumnezeu și guvernatori împreună cu Domnul Iisus Hristos. Vom conduce. Vom conduce Pământul întreg și vom conduce Universul întreg. Conducerea implică responsabilitate și responsabilitatea aduce satisfacții. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, că în Rai, noi vom munci. Noi vom lucra. Raiul nu va fi un concediu etern, o stare de inactivitate în care doar vom ședea pe șezlonguri. Are concediul și odihna rolul ei. Dar Dumnezeu ne-a creat pe noi ființe care își găsesc împlinirea în a munci. Știți că munca nu este o consecință a păcatului? Știți că munca a existat înainte ca omul să păcătuiască? Știți că Dumnezeu i-a poruncit lui Adam și Evei înainte de cădere? Munciți! Lucrați grădina aceasta! Munca trebuie să fie împlinitoare. Munca face parte din mandatul cultural pe care Dumnezeu l-a încredințat omului. De aceea, dacă avem o perspectivă greșită asupra muncii, trebuie să ne-o corectăm și să ne-o acordăm și să ne-o armonizăm cu Scriptura. Munca nu este un efect al păcatului. E drept însă că munca ne-a fost îngreunată mult din cauza păcatului. Ce spune Dumnezeu după ce Adam cade în păcat? Dragul meu, ca și consecință, ai atras blestem asupra pământului. De acum munca o să fie obositoare pentru tine. O să fie trudă. O să transpiri că îți va da spin și pălămii de pământul din cauza neascultării. Munca a fost afectată de păcat, dar munca în sine nu este un lucru greșit. Și noi ne găsim împlinirea în muncă. Vreau să vă spun că Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi un loc perfect și un job perfect în rai. Are pregătit pentru fiecare slujba și munca perfectă acolo. Vom munci în prezența Domnului și lucrul acesta îi va aduce Domnului glorie și onoare, iar nouă satisfacție. Tatăl meu, spune Iisus Hristos, la un moment dat lucrează și eu de asemenea lucrez. Dumnezeu este exemplul nostru de lucru, de lucrare, de implicare. Atitudinea noastră cu privire la muncă trebuie acordată cu Scriptura. Acum munca ne ridică dificultăți din cauza blestemului, dar vă spun, blestemul va fi ridicat și noi vom sluji pentru eternitate în locul în care Dumnezeu ne va așeza. Are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi câte un loc de muncă perfect. E tulburător Chiar și în vremurile noastre, să vezi oameni care se duc la o slujbă pe care nu o agrează. Ați văzut oameni care sunt în locuri unde nu-i locul. Și se chinuie săraci, nu-i locul lor acolo, nu, nu a fost făcut pentru așa ceva. Ei, în rai nu va exista astfel de nepotriviri. Aici există. Că copilul tău are înclinație în lucruri manual și tu vrei să-l faci doctor și săracul să face doctor, dar nu-i place. Deci nu fiți neînțelepți. Dacă copilașii noștri, și eu am un astfel de copil în casa mea, au înclinații spre lucru manual, îndreptați înspre lucru manual. Că e bine. Trebuie constructor, trebuie zidari, trebuie uh, oameni care să ne repare mașinile, trebuie astfel de oameni și nu o muncă în înjositoare. Dumnezeu a pus în ei calități de felul acesta și noi trebuie să îi călăuzim potrivit cu ceea ce Dumnezeu a pus în ei. Deci, în rai vom sluji, vom administra, vom munci și totul spre slava lui Dumnezeu, fără să fim afectați de păcat și de blestem. Dar oare numai noul pământ va fi guvernat de către noi? Pe lângă un pământ nou, ne spune Scriptura că el va face și ceruri noi. Pământul va fi noit și cerurile vor fi noite. În accepțiunea Scripturii, ceruri se referă la stele, la universul pe care îl vedem, la întreg universul nostru. Primul cer este atmosfera, al doilea cer este universul întreg și al treilea cer este ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi. Și raiul actual unde sunt cei care mor. Dar Dumnezeu este Cel care va înnoi nu doar pământul, ci întregul univers. Dragii mei, trebuie să punem întrebarea asta. Oare de ce a creat Dumnezeu un univers atât de vast? V-ați gândit la lucrul acesta? Mai ales voi tinerii sunteți fascinați și eu sunt fascinat. Când înțelegi cât e de mare universul, cât e de vast universul, ce distanțe astronomice există, că de aici provine cuvântul astronomic de la astre, nu poți să nu te minunezi. De ce a creat Dumnezeu un univers atât de vast? În primul rând, pentru ca să ne arate cât e el de mare. Și așa este. Prin universul acesta deosebit de vast și de întins și plin de stele, milioane de galaxii, miliarde de stele și de planete fără sfârșit. Dumnezeu l-a creat așa pentru ca să ne arate cât este el de mare. Dar în același timp, când îl va restaura, sunt convins că noi îl vom administra și îl vom explora. Nu știu ce surprize are pregătite Dumnezeu pentru noi, dar are, dragii mei, are pregătite surprize. Universul acesta se cere explorat, se cere administrat. Noi acum doar ne gândim și oamenii visează și își imaginează și nu avem nicio șansă. Nici cu tehnologia actuală, ca să ajungi la următoarea, stea, îți trebuie câteva mii de ani. Noi nu putem să trăim sub nicio formă atâta. Însă ne dăm seama, după vastitatea acestui univers, că este nevoie de eternitate ca să-l poți explora. Nu știm ce va crea Dumnezeu, ce ființe vor fi puse sub stăpânirea noastră. Putem să ne imaginăm fără să călcăm însă limitele Scripturii. Universul acesta este atât de vast și atât de mare pentru că Dumnezeu ne-l va da pentru administrare și pentru colonizare și pentru a-l popula și pentru a-l aduce sub administrarea și sub stăpânirea sa. Un ultim lucru, un ultim aspect, de fapt încă două, în Rai nu va mai exista grabă. În Rai nu va mai exista grabă. Știți care este vorba omului modern? În fiecare zi o spunem și noi ce spunem noi toată ziua de mâine începând. N-am timp. N-am timp, domnule. N-am timp. N-am timp. Și am văzut și joia trecută când a fost fratele Ion Cisas. De multe ori e o minciună. N-avem timp că nu ne facem timp. Dar este totuși un adevăr până la urmă că timpul este limitat. Nu putem să le facem pe toate într-un interval de 70-80 de ani. Nu avem cum. Nu poți. Este limitat. E acolo această stare de fapt a lucrurilor nu va mai exista. Niciodată nu te vei mai stresa că n-ai timp, că tratezi ocazia. Vei avea toate ocazile din lume. Acum vreau să vă spun, timpul trece, dar pe păi noi, păi noi nu ne deranjează că trece timpul. Pe păi noi ne deranjează că trecem noi. E acolo nu vom mai trece. Pentru eternitate vom fi tineri și vom fi în putere și vom învăța lucruri extraordinare. Vom putea să ne întâlnim cu toți cei dragi ai noștri, vom putea să ne întâlnim cu toți eroii Scripturii, să stăm de vorbă cu Avram, cu Adam, cu Noe, cu Enoch, cu absolut toți. Acum când vine câte o vedetă în vreun oraș sau la vreun concert, observați, Tinerii mai ales sunt obsedați să primească un autograf, să-și facă un selfie, să dea mâna, să-l atingă, acolo nu vom mai fi obsedați. Avem timp să-l întâlnim și pe Avram în persoană și pe Noh în persoană, să stăm de vorbă cu Isus Hristos, cu Pavel, cu cei dragi ai noștri, nu ne va mai presa trecerea timpului, pentru că deși timpul va exista, noi nu vom mai trece și nu vom mai îmbătrui. Starea aceasta presantă de agitație pe care o vedem atât de pregnantă astăzi va dispărea cu totul de acolo. Acolo nu va mai exista grabă și nu vom mai spune niciodată n-am timp. Am tot timpul din lume, pentru că Dumnezeu este cel care ne va duce acolo și ne va da trupuri noi de slavă. Vom deprinde cu siguranță aptitudini noi. Se spune că astăzi creierul nostru este folosit doar 5%. Nu știu cum va arăta creierul nostru după înviere, în trupul glorificat. Dar noi vom crește în cunoștință, vom deprinde aptitudini. Dumnezeu își găsește plăcere ca noi să deprindem tot felul de aptitudini. Probabil ați văzut oameni care au spus astăzi, în vremurile noastre și în viața asta, pe la 60 de ani, întotdeauna mi-am dorit să fiu cu tare și n-au fost, n-am avut, avut posibilitatea. Ei lasă că o să ai posibilitatea, fi liniștit. Întotdeauna mi-am dorit să citesc mai mult. Vei avea posibilitatea să citești mai mult, pentru că toate cărțile bune vor fi acolo și Dumnezeu le va transfera în locul acela. Tot ceea ce e frumos, toată creația omului, care a fost spre slavă ale Dumnezeu și adevărată, va fi transferată în locul acela. Ba mai mult, ne vom întâlni cu cei dragi. Ne vom întâlni cu cei dragi ai noștri. Asta Scriptura o spune limpede. Nu odată, ci de mai multe ori. Vedeți, păi, noi am dezvoltat tot felul de expresii. Am pierdut pe mama. Am pierdut pe tata. Mi-am pierdut soțul. Mi-am pierdut soția. Vreau să vă spun un lucru. Dacă soțul a fost credincios și tu ești credincioasă, n-ai pierdut pe nimeni. L-ai câștigat pentru eternitate. Dacă mama sau tata a fost credincios sau credincioasă și tu ești credincios, nu ai pierdut pe nimeni. Ai câștigat pentru eternitate. Acolo ne vom reîntâlni cu toți cei dragi ai noștri. Și va fi o reîntâlnire glorioasă. Nu vor mai fi lacrimi de durere, dar probabil vor fi lacrimi de bucurie. Pentru că El va șterge orice lacrimă din ochii noștri, spune cuvântul lui Dumnezeu. N-am pierdut pe nimeni, dragii mei. Ei doar au plecat înaintea noastră. Ne vom reîntâlni cu ei. Mă voi reîntâlni cu bunicul meu, cu bunica mea, mă voi reîntâlni și cu copilul meu nenăscut, care a murit după câteva săptămâni de la concepere, ne vom reîntâlni cu toți cei dragi ai noștri. Toți care au murit în credință și pentru care jertfa lui Hristos este activă, ne vom reîntâlni acolo. Noi citim un text foarte frumos la înmormântări, dar e potrivit pentru subiectul nostru. 1 Tesaloniceni 4, de la 13 la 18. Și Scriptura ne îndeamnă să ne gândim la lucrurile acestea și să ne mângâiem cu ele. Nu voi, fraților, spune Pavel, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, spune Pavel, ipotetic din perspectiva lui prezentă de atunci, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înainte a celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și textul se încheie cu o poruncă mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Sunt adevărurile lui Dumnezeu, nu sunt ale mele. Sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu sunt ale noastre. Și suntem îndemnați și ni se poruncește să ne mângâiem. Vom pierde pe cei dragi, cum spunem noi. Dar dacă sunt credincioși, îi vom câștiga pentru eternitate. Ei doar se duc înaintea noastră. Ei doar se duc înaintea noastră. De aceea n-ar trebui să cădem în disperare. Nici când ne moare cineva drag. Dacă a fost credincios, mergem după el. Ne vom întâlni cu El, ne vom întâlni și cu Domnul, ne vom întâlni cu toți Sfinții acolo, să nu uităm să ne punem toată nădejdea și credința în adevărul acesta. Vom putea oare să păcătuim în Rai? Categoric nu. Asta spune Biblia limpede. De acolo nu va mai exista păcat, nu va mai exista nelegiuire, nu va mai exista răzvăt, răzvătire. Unii se întreabă, oare cum vom putea să fim liberi dacă nu vom putea păcătui? Nu mai puțin. Libertate nu presupune neapărat și capacitatea de a păcătui. Dumnezeu este liber și nu poate păcătui. Avram și Eva au fost liberi înainte să vină diavolul și să-i spitească. Și n-au păcătuit și n-au putut să păcătuiască. Deci nu vom mai putea păcătui. Aceste surse exterioare vor fi complet îndepărtate. Diavolul cu toți demonii vor fi alungați în iadul cel veșnic. Iar firea noastră pământească își va înceta existența odată cu învierea noastră. Așadar, nu vor mai fi surse de păcătuire și noi nu vom păcătui. Ce este până la urmă păcatul? Păcatul este o înșelare, o amăgire. Păcatul este o afirmație. Dumnezeu îți ascunde fericirea. Asta le-a spus diavolul primilor oameni. Dumnezeu vă ascunde fericirea. Voi puteți să fiți fericiți, dar el nu vrea. Asta e păcatul. Asta spune păcatul și astăzi. Dumnezeu îți ascunde fericirea. Este o minciună, este o iluzie care va dispărea cu totul acolo. Acolo vom înțelege pe deplin că Dumnezeu ne-a vrut din totdeauna doar binele și că nu ne ascunde fericirea. Ori de câte ori oamenii se îmbată, ori de câte ori oamenii curvesc, ori de câte ori oamenii fac păcate mari, fac pentru că au impresia că fericirea este ascunsă de către ei. Și trebuie să o găsească. E în păcat fericirea. E să faci ce fac ceilalți. Asta e minciună, asta e iluzie. Iluzia aceasta va dispărea în rai. De aceea nici nu vom mai avea motive să păcătuim, căci vom gusta plăcerea adevărată din Dumnezeu. Păcatul va fi golit de iluziile sale actuale. Dragii mei, dacă nu ne reîntâlnim până joia viitoare, ce să facem? Să ne întâlnim cu Domnul. Am auzit recent pe cineva care s-a revoltat la afirmația asta. Nu mai spune lucrul ăsta, nu mai spune afirmația asta. Păi de ce? Că presupune că trebuie să mor sau că trebuie să mor eu. Păi vom muri. Nu? Vom muri. E o afirmație bună. M-am despărțit de părinții mei. Dacă nu mă mai văd cu ei pe pământul acesta, să mă întâlnesc, să ne întâlnim cu toții în rai, în prezența lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că locul acela este pentru cei ce cred și se pocăiesc pentru cei ce își recunosc vinovăția și își rezolvă problema păcatului pe acest pământ. Voi trebuie să faceți asta? Fiecare om de pe pământ, indiferent unde se naște, trebuie să rezolve problema păcatului. Vreau să mă apropiu de încheiere și să rostesc ultimele versete. Cel ce adevărește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin, vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.